Bună, dragii mei! Eu sunt Delia, dacă sunteți noi pe canalul meu. Astăzi vreau să vă vorbesc despre două produse pe care le folosesc în fiecare zi, zi de zi. Mi-ar fi viața foarte grea dacă nu aș avea aceste produse. Acestea sunt cele două produse. Acesta este de la Kiehl's, de asta vreau să vă vorbesc prima dată, pentru că Fix Plus sunt convinsă că știți, cam toată lumea știe ce conține Fix Plus. Acesta este un gel de a-ți curăța machiajul. Este unul dintre cele mai bune geluri pe care le-am folosit, pentru că nu usucă pielea și nici nu simt că mă întinde pielea foarte mult. Doi la mână, ăsta are niște uleiuri, are, dacă nu mă înșel, are avocado oil, are apricot oil și are și vitamina E. Aceste uleiuri protejează pH-ul pielii. Eu îl folosesc cam de 2 ani, de când l-am descoperit, numai cu acest gel mă spăl. Să știți că și cel waterproof îl puteți da jos și cele care au nume gen prolongă. Este foarte, foarte bun. Acesta este la 75 de ml. Pentru că n-am mai fost la noi în mall, l-am comandat de pe internet și cu tot cu transport mi-a ajuns undeva la 60 de lei. Primiți și 5 mostre, aveți acolo la o listă din care să vă alegeți. Există și de 100 de ml, dar eu vă garantez că ăsta de 75 de ml îmi ajunge aproape un an de zile și mă spăl cu el în fiecare zi, pentru că în fiecare zi mă machiez. Vreau să vă arăt ce consistență are. Este foarte concentrată. Aici am o linie de tuș de la Inglo J.Lo, aici am un ruj rezistent de la NYX și aici am prolonger de la MAC Concealer. Vreau să vă arăt. Masăm bine și cu o dischetă care are puțină apă. Deci uitați, aproape că nu mai este nimic. Vi-l recomand să-l încercați. Dacă nu vreți încă să îl cumpărați pe acesta de 75 de ml sau pe cel de 100 de ml, puteți să mergeți la un stand Kiehl's și puteți să le spuneți să vă dea o mostră ca să încercați acasă să vedeți cum se comportă cu pielea voastră. Eu, tenul meu este normal spre mix. Mai mult dă spre uscat decât spre uleios. Deci chiar vi-l recomand. Nu vă usucă pielea deloc și puneți o boabă de mazăre și imediat să vedeți că după ce masați un pic cu apă se duce tot machiajul. Chiar vă rog să mergeți la un stand de la Kiehl's, să cereți o mostră și să încercați pe pielea voastră cum este. Celălalt produs este Fix Plus cu aromă de cocos. Tot mi-am dorit să mi-l cumpăr și în sfârșit l-am cumpărat. Îmi place foarte mult, acum dacă îți place gen pina colada, palmieri, Hawaii, în momentul în care îți dai cu Fix Plus cu aromă de cocos, închizi ochii și poți să te gândești că ești pe o insulă cu un pina colada în mână. Am exagerat puțin, bineînțeles, dar îmi place foarte mult. Dacă vă place mirosul de cocos, puteți să luați. Există și cu miros de trandafir, dacă nu mă înșel. Există și cu miros de lavandă, cu aromă de aloe vera, dacă nu mă înșel. Ele sunt în jur de 85 de lei, dar să știți că vă ține foarte mult. Acesta este avantajul de la MAC, dacă îți cumperi produse de la MAC, pentru că le cumperi și te țin
foarte, foarte mult timp. Ce pot să vă zic de Fix Plus? Ceea ce nu știți este că acest Fix Plus puteți să-l puneți și înainte de a vă face machiajul, de a pune a hidrata pielea înainte de machiaj. Puteți să-l puneți pe față în momentul în care ați terminat machiajul, pudra aceea care o aveți se va topi și va deveni una cu pielea, nu veți arăta ca și cum aveți făină pe față, veți arăta ca și cum asta este pielea voastră, hidratată, fresh. Sper că v-a plăcut, vă pup cu drag și vă îmbrățișez până pe săptămâna viitoare!